Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei și în această seară. Suntem în postul Crăciunului. Politicienii, să știți că sunt și ei în post. Asta mi-au spus astăzi atunci când am făcut invitațiile pentru emisiune, dar politica nu intră niciodată în post. Și eu chiar aș vrea să încep această emisiune cu a întreba pe domnii invitați dacă se vor ruga în acest post al Crăciunului, pentru ce realizări politice se vor ruga. De ce vreau să încep cu această întrebare? Pentru că în această seară, alături de noi, este unul dintre potențialii candidați la un post de parlamentar. Este vorba de colegiul rămas liber pentru Senatul României, după ce Toni Mihail Greblă a fost numit judecător la Curtea Constituțională a României. Îl salut pe domnul Andrei Maioreanu, despre dumnealui este vorba, reprezentant al PSD în această seară și de foarte mulți ani încoace. Dacă o să fie și nominalizat, cu siguranță nu o să plece de la PSD. În niciun caz. Bună seara, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi pentru prezență și îi mulțumesc pentru prezență și domnului Puiu Diaconescu de la Partidul Democrat Liberal. Este și opoziția alături de noi, bineînțeles. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați acceptat să vă alăturați nouă în această seară. Da, bună seara, bine v-am regăsit. Aș vrea să-mi spună domnul Maioreanu, dacă o să se roage în această perioadă a postului Crăciunului, pentru ce realizare politică se roagă? Nu, în niciun caz perioada aceasta nu o abordez gândindu-mă că m-aș putea ruga pentru un anumit lucru care mi s-ar putea întâmpla mie sau altora. Este o perioadă importantă pe care o parcurgem în fiecare an. Sunt sărbătorile care sper eu ca cel puțin în interiorul nostru să ne aducă liniștea sufletească și dincolo de acest aspect, cred că, așa cum spunea și dumneavoastră la începutul acestei emisiuni, este foarte important că măcar în această perioadă să încercăm să lăsăm la o parte lucrurile rele, încrâncenarea care din păcate este din ce în ce mai puternică în ultimul timp, mai ales în rândul politicienilor, și să încercăm să ne gândim spre lucrurile bune pe care le putem face din pozițiile pe care le ocupăm și mai mult decât atât să ne gândim că anul 2014, așa cum probabil își dorește toată lumea, va fi unul mai bun pentru noi toți. Cu siguranță oamenii se gândesc că va fi un an mai bun pentru că a trecut un an de la care probabil așteptau mai mult, mulți dintre ei, dar nu a fost conform așteptărilor și nici conform promisiunilor electorale. Aici este de discutat, dacă este punctul dumneavoastră de vedere, sigur eu îl respect și îl iau ca atare, dar dacă e să intrăm puțin într-o zonă în care vedem într-adevăr care este pulsul în rândul oamenilor, vă spun că lucrurile stau cu totul diferit. E adevărat? Vreun sondaj? Știți dumneavoastră de vreun sondaj? Că eu nu știu. Nu, nu e vorba de sondaj, este vorba de faptul că noi personal și după cum îl știu și pe domnul Puiu Diaconescu, nu stăm doar în perioada campaniilor electorale în rândul colegilor noștri, oamenilor din mediul rural și mediul urban, și stăm și atunci când sunt de rezolvat multe probleme. Și mai mult decât atât, cred că lucrul cel mai important, nu mergem doar să-i salutăm, să le strângem mâna, să ne întâlnim doar cu activul de partid, și eu vă spun că mergem, cel puțin folosesc acest mergem pentru că, repet, știu că și Neapuiu făcea și face același lucru. Mergem și discutăm cu oameni, indiferent dacă ne cunosc sau nu, pentru că atunci când am mers să le cerem votul, a fost foarte clar că noi am venit cu niște promisiuni pe care ulterior, sigur, încercăm să le onorăm. Pentru 2013... Când ați fost ultima oară în colegiul în care ați făcut campania electorală pentru cineva? Azi dimineața am fost ultima dată. Sigur, sunt foarte multe evenimente cu ocazia sărbătorilor, să vă întâlniți cu oamenii, nu o acțiune politică. Sărbătorilor de iarnă.
Și aici aș face o paranteză, vreau să vă spun și nu transmit acest mesaj din complezență, m-am simțit extraordinar la Stoina, la primărița noastră Ioana Bușe, în momentul în care am văzut acolo, stimată doamnă, peste 400 de copii cu Moș Crăciun, care mai de care mă uitam la expresiile fețelor lor, atât de bucuroși și atât de încântați că venise Moș Crăciun. Vă spun, a fost un eveniment simplu, dar foarte, foarte reușit. Legat de întâlnirile pentru a rezolva anumite probleme, păi vreau să vă spun că întrebarea dumneavoastră îmi vine ca o mânușă. Știți foarte bine și chiar și dumneavoastră ați făcut câteva știri în acest sens despre situația minerilor din zona Seciuri. Foarte mulți dintre ei au domiciliu, care lucrează în zona respectivă, au domiciliu în Roșia de Amaradia, în Prigoria, în Cărbunești și așa mai departe. La întâlnirea Departamentului de Energie, Resurse și Politici Industriale, pe care îl coordonez în această perioadă, s-a discutat foarte mult de acest subiect. Eu știam despre ce este vorba acolo și vreau să vă spun că săptămâna trecută am fost alături de câțiva colegi de-ai mei din Minerit și Energie, am avut o întâlnire, deci, dacă mai exact, acum 10 zile, într-o zi de joi, seara, dacă nu mă înșel, am avut o întâlnire la Căminul Cultural din localitate, cu foarte mulți mineri, cred că au fost peste 170 de persoane și vreau să mă credeți și puteți verifica acest lucru. Am luat fiecare persoană în parte, aveam un tabel nominal cu problemele pe care le aveau, evident erau cele legate de locurile de muncă și un lucru extrem de important, nimeni nu și-a pierdut locuri de muncă. O parte dintre ei au fost repartizați și deja din ianuarie vor începe lucru în bazinul minier, respectiv carierele Pinoasa și Roșia, cariera Roșia, unde și eu mi-am început activitatea ca inginer debutant și țin foarte mult la colectivul de acolo, la unitatea de mentenanță, iar o parte din ei la Berbești și sigur câțiva din ei au rămas în zonă. Iată, aceasta a fost ultima întâlnire, iar ca aceste întâlniri au mai fost și la Logrești, au mai fost și la Cărbunești, și în mai toate localitățile unde noi ne-am dus în campania electorală să cerem votul. O să revenim la acest subiect. Vreau să-l întreb și pe domnul Puiu Diaconescu, în această perioadă când se roagă, la ce realizare politică se gândește? Pentru că s-a eschivat așa domnul Maioreanu, nu mi-a răspuns la această întrebare. Dar asta nu înseamnă că nu mă gândesc la lucrurile importante. Imposibil să nu vă gândiți și ca la un creștin adevărat, ortodox, îmi doresc în primul rând să am sănătate. Eu și familiei mele, pentru că este mai scumpă decât toate, cum zice românul. Politic, cu sinceritate, peste mine au trecut ani. Eu fac politică din hobby și vorbeam cu Andrei mai înainte un pic că m-am legat de multe colectivități. Mă reamintesc cu plăcere că astăzi, când i-am dat acum câțiva ani în urmă localități de pe Colegiul 2, lui Andrei, Cărbuneștiu și la alte localități și la alți activiști, sigur, și s-au descurcat cu brio, au făcut treabă, duc mai departe. Avem ceva în Colegiul 2 la Camera Deputaților, Colegiul 2 la Senat. Sigur, a spus acest lucru, cu părere de rău, și îl felicit pe Andrei dacă va candida, pentru că, într-adevăr, și nu o fac pentru că sunt acum în emisiunea asta sau de comprezență, îl felicit pentru că el, dacă doriți, după ce am plecat eu de la acel partid, a dus cele mai multe sau cele mai bune rezultate de pe acel colegiu. Și de pe Colegiul 2, deputați, și de pe Colegiul 3, deputați, care împreună cu Colegiul 5 ar face colegiul complet, Colegiul 2 de Senat. Ba mai mult decât aici, pot să spun un lucru, că și eu și Andrei și alții atunci din colegii noștri care ar fi meritat să candideze data trecută la deputați, fapt care m-a făcut
sau unul din motivele care m-a determinat să părăsesc partidul la vremea aia, dar am rămas prieten cu toată lumea. Și de ce? Pentru că atunci au fost niște oameni, într-adevăr, care își doreau și care munciseră și care cunoșteau localitățile și care făcuseră ceva pentru colectivitatea și pentru oamenii de acolo. Mă refer la Andrei, mă refer la Ciocea, mă refer la Orzan, care făceam parte din echipa atunci. Cum e că a apărut unul pe care nu vreau să-l critic, deci se zice că e băiat bun, dar a apărut din Joben, adică nu se știa de omul care nu muncise niciodată. De aceea, eu sper, Andrei, ca tu, acum pe bună dreptate, să aveți grijă, că o să aveți candidat să nu se interpreteze. Nu, da, mulțumesc, nu e nicio problemă, chestie, dar... Pentru că candidatul care se prefigurează pe colegiul numărul 2 este însă și omul care ți-a fost coleg. Și mie, nu, nu intrăm în detalii de... Nu. Probabil va fi domnul Vâlceanu, președintele partidului, care și-a făcut ucenicia la același partid până la funcția supremă de la tineret de președinte, nu? Și care cunoaște, sigur. Spuneți dumneavoastră că este posibil ca pe colegiul 2 de senat, cel vacantat acum câteva zile, să vedem candidatura lui Dan Vâlceanu, președintele Partidului Democrat Liberal, împotriva lui Andrei Maioreanu. Nu neapărat împotriva. Vedeți dumneavoastră, soarta... Împreună nu au cum, nu că împreună, sunt unul în opoziție și altul la putere. Dar să știți că atunci când te cunoști, adică această luptă oarbă de a te jigni, de a-ți face dușmani în cazul în care este o chestie, după părerea mea, da, sunt suficient de matur acum și cred că am străbătut. Nu, este vorba de competență, este vorba de ce partid te sprijină, de ce structuri politice ai în teritoriu, de cum muncește partidul tău la nivel... Dar în momentul de față, dumneavoastră vedeți câți candidați pe acest colegiu din partea USL-ului, pentru că vedem USL-ul la nivel național a avut așa o perioadă foarte zbuciumată. Da. Dacă mă întrebați pe mine, spun scurt și dau cuvântul lui Andrei. Cred că cu siguranță vor fi doi. Adică, și de la PNL, și de la PSD. Asta înseamnă că USL-ul se destramă, în opinia dumneavoastră. Dar să știți că eu vorbesc cu sinceritate acum, ei nu funcționează. Acolo îi ține doar chestiunea că miniștrii care sunt de la PNL, sigur, le place Ciolanu, de ce nu? Și nouă ne-a plăcut să vorbim la fiecare partid. Îi ține acolo uniți, dar, din punct de vedere politic, se pare că se accentuează chestiunea și vă spun și de ce. Nu cred, ca om care am stat peste 10 ani în Partidul Social Democrat, că activul de partid din țară nu-și dorește și pe față acest lucru, ca la funcția de președinte să aibă un om din PNL, de la PSD. Și ca atare, eu cred că PNL-ul și-a dat seama de acest lucru. Antonescu știe că acest lucru, ca el să fie respectat în aceea convenție, până la urmă, nici domnul Ponta, chiar dacă ar vrea, este vorba de mii și mii de activiști care își doresc o președinte. Și dacă ați auzit la ultima întâlnire, Mazăre își dorește, Vanghele își dorește, însă și președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoi, a spus, da, să avem președintele nostru, sunt voci. Sunt voci, într-adevăr, și mie mi-a atras atenția în această după-amiază o declarație a Elenei Udrea, reprezentant al Partidului Democrat Liberal, care spunea că l-ar gira pe Ghici pe cine pentru funcția de președinte al țării? Pe Crin Antonescu. Adică se întrevede așa o apropiere
a PDL-ului de PNL sau a PNL-ului de PDL. Domnule Maioreanu, spuneți-mi dacă dumneavoastră vedeți în viitorul apropiat USL-ul mergând tot așa de mânuță, sau dacă, într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă va duce la o separare la viitoarele alegeri. Doamna Irina Stoian, prohodul USL-ului a fost cântat încă dinainte de a se forma această uniune și iată că a trecut o perioadă foarte lungă de timp, perioadă în care ne aflăm și la guvernare și știți foarte bine că erodarea funcționează și Uniunea Social-Liberală este în continuare o construcție politică puternică și ca drept dovadă, guvernul funcționează foarte bine. Și mai mult decât atât, la ora la care vorbim, un lucru extrem, extrem de important, avem bugetul pentru 2014, ceea ce spune foarte mult despre funcționarea Uniunii Social-Liberale. Pentru că dacă pe acest buget extrem de important pentru cum se vor derula în 2014 ar fi apărut fisuri importante în ceea ce înseamnă funcționarea Uniunii Social-Liberale, eu vă spun că oricât de drag le-ar fi fost unora sau altora de funcțiile pe care le dețin acum, bugetul nu ar fi trecut. Faptul că proiectul nostru merge mai departe și, din păcate, văd că în ultimul timp foarte puțin vorbesc despre lucrurile care se vor întâmpla în 2014, pentru că deja care s-au întâmplat în 2013 le știm. Salariul minim va crește semnificativ. Pensiile vor crește, se vor recalcula pensiile a 200.000 de pensionari. Sunt lucruri și extrem de important. Mă uitam la 10 luni, lucru care, fără precedent, a spune de la guvernarea Năstase, produsul intern brut a crescut. Și nu sunt lucruri pe care le spune Maioreanu într-o emisiune televizată doar pentru a da bine, și sunt lucruri care se pot verifica oricând și mai mult decât atât ele se reflectă în ceea ce înseamnă economia românească în acest moment, care după foarte mulți ani, doamna Irina Stoian, iată că se menține pe o creștere semnificativă. Nu atât cât ne-am fi dorit, dar să nu uităm un lucru extrem, extrem de important. Anul 2013 a fost anul în care, așa cum spun foarte mulți, o spun și eu plastic, a trebuit să plătim oalele sparte de fosta guvernare. Nu m-ați auzit, și cu asta închei, nu m-ați auzit discutând de greaua moștenire, pentru că îmi doresc să discut foarte puțin despre acest lucru. Am știut când am intrat la guvernare și când am câștigat cu un scor zdrobitor ce ne așteaptă, dar nici nu era normal să nu ne angajăm într-o asemenea luptă să câștigăm puterea politică, pentru că altfel România, cu toate problemele care le avea la momentul respectiv, ar fi fost probabil în ziua de astăzi într-un derapaj economic din care mulți ani nu a mai fi ieșit. Spuneați dumneavoastră că vom asista la niște creșteri de salarii, creșteri prin aprobarea bugetului, lucrul ăsta se materializează. Pentru că acolo bugetul este făcut. Viitor. Dar haideți să ne gândim că aceste creșteri de salarii și de pensii care vor fi făcute de anul viitor vin după niște creșteri la unele produse de bază, creșteri care s-au întâmplat în acest an. Și cu siguranță vom aștepta, vom asista la niște creșteri de prețuri și anul viitor. Ori în condițiile astea, nu bănuiesc, sunt niște chestiuni logice. În condițiile în care s-au mărit prețurile și se vor mări în continuare, vă dați seama că acea creștere a salariului sau a pensiei cu câte procente se va face? Discutăm mult prea generalist. Dacă vreți, intrăm în detalii și cu mare drag, mai ales păi, la în momentul de față, produsele nu știu de bază. Dacă avem niște cifre ca să putem face niște calcule, deci, pentru că spuneam, aceste produse de bază s-au scumpit în etape și cu siguranță se vor scumpi în condițiile în care vom asista de anul viitor. Este o falsă ipoteză pe care o lansați și lucrurile acestea se pot nu verifica. Nu s-au scumpit produsele de bază? Haideți să luăm produsul poate la care foarte multă lume și-a dorit ieftinirea lui, pâinea. Da?
Nu spuneți că 10 stați... bani la pâine este bun, o scădere. Dacă prețul ar fi crescut, spuneați, a crescut prețul. Dacă prețul a scăzut, e adevărat, nu atât de mult cât și-ar fi dorit toată lumea să se simtă consistent în buzunar. De ce a scăzut atât de puțin? Da, nu vreau să intru în detalii de acest gen, nici nu este bine să generalizăm. Eu am spus că lucrurile care s-au întâmplat în 2013 se cunosc. Am pornit de la o stare de fapt pe care am preluat-o și ne-am asumat această răspundere. Faptul că bugetul pe 2014, repet, a fost aprobat în forma trimisă de Uniunea Social-Liberală și susținută de Uniunea Social-Liberală, e clar că arată o perspectivă destul de bună la toate capitolele în România anilor 2014. O să vă spun eu cam care sunt rezultatele câtorva capitole. La insolvențe, la ceea ce înseamnă firme intrate în insolvență, adică acele firme care nu au mai rezistat pe piață, trebuie să explicăm oamenilor că nu toți cunosc terminologia, acele firme care nu au mai rezistat pe piață și au ajuns într-o situație dificilă până la închidere. Știți cum, se declanșează? Aproape 10%. De acord cu dumneavoastră, de acord. Cu atât a crescut Nu contest acest proces. Știți care este procedura de intrare în insolvență și care sunt etapele până ajunge să intri în insolvență și ce determină intrarea în insolvență a unei societăți comerciale? Domnule Maioreanu, acum, dacă să analizăm etapele intrării în insolvență, eu v-am întrebat dacă le știți. Etapele închiderii unei firme, ale trimiterii în șomaj a muncitorilor, putem să batem câmpii aici vreo două emisiuni și tot nu recunoaștem că insolvența înseamnă și faptul că asupra acelor firme s-au pus niște poveri pe care probabil patronii nu au mai putut să le ducă. Doamna Irina Stoian, încă o dată vă spun, mi-ați pus o întrebare și mi-ați aruncat mingea la fileu. Firmele acestea insolvență au intrat datorită sau din cauza, mult mai corect spus, măsurilor de austeritate luate de guvernul Boc. Ascultați-mă. Ideea e în felul următor. O societate și domnul Puiu Diaconescu, care este și om de afaceri, știe foarte bine că aceste societăți comerciale n-au intrat în acest an în insolvență și ele, parcurgând etapele pe care dumneavoastră spuneați că le cunoașteți, au ajuns în 2013. Haideți să nu inducem în eroare. Eu vă spuneam care este procentul. Da, și am vă spus că anul 2013 firmelor intrate în insolvență față de anul 2012. Mai clar. Este vorba de cele care au intrat în insolvență anul ăsta. Eu nu vorbeam de cele care au intrat anul trecut sau acum 2 ani. Un procent pe care nu știu, dar trebuie să dați și sursa. Eu nu contest că n-ar fi Oficiul acesta. Oficiul Național al Registrului Comerțului. Eu vă spun că acesta este efectul situații precedente, pentru că firmele nu intră în insolvență eu v-am spus, nu vreau să fac referire la... Chiar nu mai îmi doresc să spun acest lucru. Dar în momentul... dacă în momentul în care dumneavoastră îmi adresați asemenea întrebări, răspunsul meu nu poate fi decât în legătură cu ce înseamnă procedura și etapele intrării în insolvența unei societăți. Și eu v-am spus că acesta este efectul unor situații care s-au petrecut, din păcate, într-o perioadă în care nu numai întreprinzătorii mici și mijlocii au avut derapaj puternic, întreaga economie românească. Adică PDL-ul este de vină. Puiu Diaconescu. Ați întrebat la început ce îmi doresc, am spus una. A doua chestiune care mi-aș dori eu la stadion. Da, mi-aș mai dori ceva pentru mine și pentru români și pentru gorjeni. Unu, să se facă programul ăla care s-a câștigat alegerile de peste 70%. De peste 70%. Și eu știu programul exact. O parte chiar am scris la el.
Adică crearea la un milion de locuri de muncă și au dispărut și în Ingorj 12.000. Deci eu mă gândesc că n-a fost timp în 2012-2013 și mă gândesc că pe 2014 mă rog la Dumnezeu pentru mine și pentru români și pentru gorjeni să se întâmple acest lucru, că dacă nu, peste 2 ani nu va mai fi și eu las care o să vină sau dacă va fi altă guvernare, vor zice tot greaua moștenire. Fără să îi spun lui Andrei ceva. Doi, mă gândesc foarte rapid să dispară aceste scandaluri politice de minerit și din energie, pentru că de vreun an de zile nu știu cui se dă dreptate, sindicatelor, administrației. S-ar părea, mă rog, dacă întrebați pe mine, eu știu ce să spun, dar omul de rând care privește la aceste scandaluri realizează că producția de energie electrică a fost realizată pe primul semestru un procent de 53,7% raportată la anul anterior care a fost guvernat de Boc. Iar asta spune o chestiune, că în energie nu contează cine a guvernat țara. Am făcut mai puțin decât fosta guvernare, fără să-l aud. Fosta guvernare care și a avut păcatele ei, a tăiat pensiile, a făcut, noi recunoaștem lucrul ăsta. Și recunoaște între partidul că a fost o greșeală, în primul rând în căderea dramatică a procentelor la alegerile locale și parlamentare. Dar a treia chestiune, a crescut șomajul în Gorj de la 7,6% la intrarea la guvernare a USL-ului, astăzi este peste 10,04, știam eu, săptămânile trecute. Nu știu, nu cred că s-a mai remediat. Iar se anunță, dar și prin programul european, că până în 2016 trebuie să închidem un grup la Turceni de 330 de megawatts. Iar pe partea altă venim și spunem, știți, aducem chinezul să facă un grup de 500 la Rovinari. Poate pentru omul simplu, care o să ducă să ia o mână de firfirii, pentru că nici chinezul nu o să ne dea nouă, vezi, Doamne, dacă nu cumva și-or aduce chinez să muncească în toată această investiție. Și în aceste condiții, eu văd o cădere, deși mulți politicieni din USL spun, știți, ia uite ce am făcut noi, am atras investitori și facem aici. Păi bun, și zic, dar care, întreb eu, de ce? Păi zice, ăia vor lucra mai rentabil, vor aplica pârghile și managementul economiei de piață, adică prețul de cost mai mic și așa mai departe, vor diminua, să nu le zicem, furturile, salariile care sunt cele mai mari, aș spune, mineritul nostru, mai mari decât în bazinul Rurului, decât în Europa și așa mai departe. Și vor da la o parte pe cine? Investițiile noastre. Pentru că nu se explică cumva cum vor intra pe piață aia dacă noi nu putem astăzi. Și o mai în glumă, mai în serios, zic de fiecare dată. Referiți strict la piața de energie. La piața de energie. Apoi mă refer la piața de energie pentru că gorjanului, dacă dispare și asta și se duce și nu se redresează, fără patimă politică acum, noi, dacă nu revine ca mineritul și energia să ajungă măcar la parametrii care au fost în anii anteriori, acum este luna asta, atunci va fi foarte greu pentru oamenii de afaceri, pentru oamenii care vor rămâne fără locuri de muncă de minerit și energie, pentru tot Gorjul, că nu e vorba de politică, e vorba de existență. Iar o chestie foarte importantă pe care trebuie să o rezolve USL-ul, a promis, eu vorbesc doar de problemele strict importante,
este descentralizarea. A făcut-o pe anumite ramuri, a dus pe unii la Crava, pe unii i-a dus la Târgu Jiu, pe unii i-a dus pe la Vâlcea, pe unii la Severin. Dar ce a fost important, n-a făcut descentralizarea administrațiilor locale. Noi trebuie să spunem așa, că în insolvență s-a dat legea insolvenții și pentru primării. Și iată că foarte multe sunt acum într-o stare nemai întâlnită. Adică au acumulat, s-a plătit în loc de rectificare și acumulaseră, sigur, de la anii anteriori, la guvernare, ca să zicem, anterioară, dar mergem, în loc să mergem cu pas înainte, să fim la zi, mergem în urmă să-i plătim. Starea, adică pe cei asistați, salariații și așa mai departe. Pe partea cealaltă, vorbim de descentralizare și o facem cu o jumătate de măsură. Dacă nu trecem la descentralizarea clară, adică poți să vorbești de 600 de votanți, nu? Ce înseamnă votant? La 18 ani în sus. Ăla care încearcă să dea din mâini, să producă, să aducă ceva economiei țării și societății. Să ții o armată de oameni. Era vorba că unde a greșit guvernul Boc? Pentru că ar fi trebuit să dea afară 400.000 din bugetari ca să poată să nu taie salariile. Eu zic că a greșit. Acum îi ține pe toți, dar am tăiat din investițiile care le-a avut Udrea și pe care le-a adus. Pentru că toate investițiile pe fonduri europene care au fost, am fost 8 ani președintele acestei comisii, inclusiv domnul Cârciumaru și domnul Călinoiu, o pupa pe Udrea când le-a dat centura ocolitoare banii. Păi, când, au avut motive atunci să vă pe doamna dat Udrea, drumul. S-au făcut niște proiecte aici în Târgu Jiu și în județul Gorj. Dar eu aș vrea să nu ne depărtăm foarte mult de minerit și energie, pentru că vreau și punctul de vedere al domnului Maioreanu legat de acea investiție a chinezilor. Domnule Maioreanu, într-adevăr, urmează a se înființa un grup energetic, unul performant, dacă se va face până la urmă, care grup energetic va produce o energie mai ieftină decât cea pe care o produce complexul energetic Oltenia în momentul de față. Știm, destul de scumpă și care, tocmai din această cauză, se vinde mai greu pe piață. Pe piața din România, pentru că nu avem deocamdată deschidere. Este un pericol grupul sau investiția chinezilor la rovinari? Dacă stați și ascultați, în general, oamenii care lucrează în sistemul energetic și care cunosc foarte bine mecanismele pieței de energie, cred că ați fi avut răspunsul acum și ați fi văzut că o investiție de genul celea care se dorește în județul Gorj nu este nici de cum un pericol pentru complexul energetic Oltenia. Dimpotrivă, se încadrează perfect în ce înseamnă un anumit capitol destul de important pentru guvernul Ponta în zona investițiilor. Atragerea de investitori și mai ales dintr-o țară, poate cea mai puternică astăzi alături de Statele Unite ale Americii, în România, în județul Gorj, este un lucru destul de dificil. Faptul că reușim să facem acest lucru și probabil că într-un viitor nu prea îndepărtat acest proiect se va materializa, nu poate decât să aducă în atenția noastră noi locuri de muncă, faptul că producția de cărbune va fi din carierele de lignit din bazinul Rovinari și Motru și că această entitate ar intra în competiție cu complexul energetic Oltenia, având în vedere evident, prețul probabil mult mai redus pe megawatt nu se încadrează în niciun caz în ceea ce înseamnă piețele, mecanismele pieței de energie. Pentru că eu vreau să vă mai spun un lucru. În momentul de față sunt mai multe companii energetice, vorbesc de complexul energetic Oltenia, vorbesc de complexul
energetic Hunedoara. Iată două companii care produc energie pe cărbune. E adevărat, una pe lignit, care din punct de vedere al parametrilor stăm diferit. Huila, care este mai un cărbune mult, mult mai bun, prețurile diferă. Complexul energetic Hunedoara are un preț de cost, preț mult mai mare decât complexul energetic Oltenia și nu a intrat în competiție cu hidroelectrica, cu nuclear electrica. Toate aceste companii, în baza mecanismelor pe care ale piața de energie, reușesc, sigur, în funcție de managementul pe care îl are fiecare entitate economică, să-și facă veniturile și, evident, să fie foarte atente la cheltuieli. Eu însă aș vrea să-i spun domnului... Nu, haideți să rămânem tot în zona asta imediat. Și eu aș vrea să-mi spuneți unde vor vinde chinezii energie în condițiile în care vor vinde în România, pe piața din România, ce se va întâmpla cu cantitatea în echivalent care doamna, este produsă în momentul de față de complexul unde? Energetic Oltenia. Spun că există păi, dar trebuie să ne gândim și la aceste chestiuni. Deci, lăsați-mă să vă spun. Deci nu pot să vă spun unde. Eu spun că va ieși cu această energie pe platforma pe care se operează vânzarea de energie, Opcom. Da? Și, sau vor și merge pe contracte bilaterale ca de pe, pe care eu nu le pot previziona de acum. Platformă, cantitatea de energie, spuneam, mai ieftină, produsă de grupul chinez să scoată aceeași cantitate. Este o ipoteză falsă pe care o susțineți doar așa câțiva și din păcate fără cunoștințe în domeniul mecanismelor. Dar nu trebuie să ne punem niște întrebări, că e vorba de niște locuri de muncă. Și răspunsurile, eu vă spun că le așteptăm de la cei care... Dar nu am primit niciun răspuns, domnule Maiorianu. Eu v-am spus cum stau lucrurile. Nu am primit niciun răspuns, nu știm nimic. Eu v-am spus că nu va fi în momentul în care se va materializa această investiție, nu va deveni un competitor pentru complexul energetic Oltenia. În schimb, eu știu ce deranjează în momentul de față. Dacă ne uităm per ansamblu, mai ales de când s-a înființat și acest Minister al Energiei condus de Constantin Niță, companiile energetice și-au schimbat radical poziția și imaginea atât în țară cât și peste hotare. Pentru că, în general, aceste companii au fost și lucrurile acestea s-au dovedit și se și văd procesele și oamenii care acum sunt unii dintre ei după gratii, au fost secătuite de clientela politică. Companiile noastre energetice încet, încet au eliminat căpușele acestea, inclusiv complexul energetic Oltenia, inclusiv hidroelectrica, inclusiv nuclear electrica. Îmi pare foarte rău. Căpușate și mulse, așa, ca să fiu mai plastic în exprimare, de o anumită clientelă politică pe care o știm cu toții. Mai dar mult decât atât. Mai mult, numai puțin să-mi termin ideea. S-au acele căpușe, dar numai, paradoxul face că numai puțin să-mi termin ideea. Mai mult decât mai atât. Bine. Mai mult decât atât. Listarea la bursă, știți deja ce a însemnat listarea la bursă în Anglia, arată că transportatorii de gaz, transportatorii de energie, companiile producătoare de energie au o cu totul altă vizibilitate, atât pe piața internă și încet și sigur și pe piața externă. Deci am reușit și la acest capitol prin măsuri cât se poate de clare și sigur printr-un management performant al celor care conduc în sistem, atenție, dualist, companiile energetice din România, să schimbăm oarecum ideea despre faptul că în companiile energetice se fură și că în continuare statul nu este un bun manager. Am avut recent, săptămâna trecută, o întâlnire cu o companie importantă, chiar la sediul hidroelectrică. Vă întrerup să-mi spuneți despre asta, dar după o scurtă pauză de publicitate, corect. Atunci când o să vedeți și un scandal, în adevăratul sens al cuvântului, la o ședință de Consiliul Local. Vă spun imediat după pauză unde s-a întâmplat, o să vedeți imagini, o să vedeți ce fac aleșii
aleșii din comunitatea respectivă, cum se ceartă ei, cum se acuză reciproc, cum erau cât pe ce să se ia la bătaie și cum au terminat până la urmă respectiva ședință de Consiliul Local după scurta pauză de publicitate.